Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit în această seară în care vă invit să punem împreună punctul pe i. După 23 de ani de democrație veritabilă, zicem noi, sistemul românesc de învățământ încă nu și-a găsit albia firească în care să curgă liniștit și previzibil. Unii au spus despre acest sistem de învățământ că ar fi performant. Nu cred că putem fi de acord. Alții au spus că a produs proști. Iarăși nu putem fi de acord nici cu lucrul acesta. Ce ar trebui să facem pentru ca școala să redevină acel loc în care copiii noștri să-și însușească valorile morale, să învețe să fie oameni, să prețuiască munca și puterea învățăturii? Vom încerca să aflăm în această seară de la doi oameni care și-au dedicat viața, cariera, tocmai copiilor noștri, pe care să-i învețe, să știe carte, să fie oameni. Așadar, avem invitați în această seară pe domnul Toma Florescu, directorul Școlii Generale numărul 6, și doamna Mariana Nidelea, consilier educativ la aceeași școală. Bună seara, bine ați venit! Seara, bine v-am găsit! Am încercat să adun în acest preambul câteva din părerile exprimate de unii și de alții, fie că au fost oameni de specialitate, fie oameni politici, fiecare cum a văzut sistemul de învățământ și mai ales fiecare cum a trecut el prin școală. Am spus că nu putem fi de acord nici să spunem că este performant, dar nici că produce proști, pentru că ar fi... Da, ascultând introducerea dumneavoastră, mă gândeam și eu că aceste exprimări nu puteau să vină decât să reprezinte pe niște oameni care așa au simțit ei școala, așa au trecut ei prin școală. Este adevărat că învățământul românesc nu poate fi considerat la momentul de față la fel de performant ca învățământul din Europa, din vestul Europei, acolo unde vrem și noi să ne integrăm. Însă nu putem să nu admitem faptul că se fac încercări, se fac experimente, astfel încât aproape în fiecare cam an... Cam prea multe experimente, aproape, nu? Aproape în fiecare an se experimentează ceva. Și faptul că se fac experimente nu este în sine un lucru rău. Rău este însă că un experiment nu este dus până la capăt să se vadă eficiența. Aplicării acestei încercări. Și cel mai concludent exemplu este clasa pregătitoare. Care a suscitat atâtea discuții. Până la urmă, dumneavoastră, ca și cadru didactic, consilier educativ, care e părerea dumneavoastră? E bună sau nu e bună această clasă pregătitoare? Că am auzit atâtea păreri. Părerea mea este că este bună. Pentru că, pe lângă felul de a aborda activității care se desfășoară în fiecare zi acolo, face și o altfel de trecere de la grădiniță la școală. Copilul se obișnuiește mult mai bine cu programul de școală, nu mai este program de grădiniță, are ora la fel ca programul școlar și... Eu zic că este un câștig. Ar fi o mare pierdere din toate punctele de vedere, și material, și dacă stăm să analizăm, sunt foarte multe probleme, să meargă din nou în grădiniță sau să se renunțe la clasa pregătitoare. E părerea mea. E părerea mea ca și cadru didactic, e părerea mea ca formator, e părerea mea ca om. Știți care e misă? Cred eu că este până la urmă problema cea mai mare a învățământului nostru, că programele școlare sau aria curriculară, cum se numește așa de pompos, nu este făcută sau nu este elaborată ca urmare a propunerilor venite de la oameni ca dumneavoastră, care lucrați direct cu copiii, vă loviți direct de problemele care sunt. Am impresia că și programele și manualele sunt elaborate undeva acolo de niște persoane care rămân ascunse, niciodată nu se știe nici cine face subiectele de examene, nu se știe niciodată nici cine face programa școlară. Și atunci... Să știți că am participat la evaluarea manualelor pentru clasa a patra, când s-au schimbat manualele. Eram un grup de 20-30 de persoane evaluator de manuale. S-au schimbat atunci manualele de istorie pentru a veni
cum să vă spun, integrate în Europa, cu lecții, așa, au venit cu programe noi. Autorii manualelor, autorii programelor au venit și ne-au expus acolo ce au urmărit prin acele programe. Era superb, dar eram 20-30 care au ascultat acele lucruri. Când au venit manualele pe care trebuia să le evaluăm, programa despre care noi aflasem ce urmăreau autorii reflectau cu totul și cu totul altceva. Cred că rămâne proverbială lecția despre, din istorie, era un manual care a fost respins la momentul respectiv, despre popoarele de ieri și se vorbea de Bulgaria. Spuneau, capitala este Sofia, principalul punct de trecere al frontierei este Giurgiu. Am spus, nu se poate, Giurgiu nu e în Bulgaria, oameni buni. Deci până la urmă... Erau la început, probabil, și în sfârșit, așa este un experiment, presupune mai multe încercări și, așa cum a spus colega mea, la multe dintre ele s-a renunțat. Dacă tot am dus discuția pe tărâmul disciplinelor socio-umane, la care și eu mă pricep și colega mea la fel de bine a fost evaluator de manuale de geografie, de istorie, de clasa a patra, putem să fim extrem de critici, drastici putem să fim. Manualele, știm prin ce s-a trecut, știm cum au fost manualele de istorie, în care era tratat Ștefan cel Mare pe trei rânduri și Andreea Esca pe două pagini și jumătate. Adică au fost atât de multe aberații și ați văzut că în momentul de față este o mare șansă pentru noi că a fost ales academicianul Giurescu și a văzut cât de mult a susținut în acești ani, 2 ani de când face prozelitism pentru istoria noastră și pentru demnitatea poporului român. Au fost experimente care au dus lucrurile aproape în derizoriu. Încet, încet însă simțim că se merge către o normalitate. Iar faptul normalitate că, pentru 4 ani sau normalitate, așa cum spuneam, o albie firească în care cel care intră astăzi în clasa 1 să știe peste 12 ani ce va face, cum va da bacalaureatul, cum va fi examenul de admitere la facultate? Aceea mi se pare normalitate. Dacă lucrurile esențiale vor fi lăsate să se desfășoare, astfel încât actuala clasa 6 să fie ultima care termină învățământul general de 8 clase și să se treacă la învățământul general de 9 clase. Dacă rămâne în clasa pregătitoare la școală, pentru că să știți că efectul, impactul aducerii copiilor la școală este unul extraordinar. Dacă s-ar întoarce clasa pregătitoare la grădiniță, ar fi un pas înapoi uriaș făcut. Copii și am participat la câteva activități în calitate de director, pentru că avem și noi clasă pregătitoare în școală, și am văzut un entuziasm și o capacitate de integrare extraordinară a copiilor de vârsta aceasta pentru de 6 ei ani. E ceva nou, ei sunt receptivi întotdeauna la nou. Și pentru noi e nou. E nou modul de abordare. Este ca un puzzle. Numai că noi nu, în învățământul tradițional, noi nu vedeam asamblarea celor piese la modul acela. Totul decurge, totul curge, totul, cum să vă spun, pe același nucleu se desfășoară toate disciplinele din ziua respectivă. Se pornește de la întâlnirea de dimineață, unde stabilești foarte bine ce ai de făcut în ziua aceea. Și de acolo, dintr-una într-alta, mergi și parcurgi. Pornești de la limba română și ajungi la muzică. Și ajungi ceea ce la, nu se întâmpla la grădiniță. Ceea ce nu se întâmplă nici la... e aproape de ceea ce se întâmplă acum la grădiniță, dar este total diferit de ceea ce facem noi în învățământul tradițional. Și de ce se face în clasa 1? Pentru că sunt totuși niște diferențe semnificative despre care colega mea, care a fost formatorul pentru județul Giurgiu alături de o altă colegă, poate să vorbească, dar sunt într-adevăr diferențe, dar faptul că au fost aduși la școală și impactul pe care îl are mediul școlar, școala în sine, deci, ca cel puțin ca să încheiem subiectul acesta al clasei pregătitoare, puteți liniști părinții care
erau neîncrezători, erau nemulțumiți unii dintre ei. Știți că au fost atunci discuții în momentul în care s-a hotărât. Puteți să-i liniștiți, să le spuneți că este un lucru benefic pentru copiilor? E foarte bun. Este excepțional pentru copiilor. Nu bun. În primul rând se trece de la a ști la a fi. Învăț să trăiesc, învăț să mă integrez în viața de zi cu zi. E practic, e palpabil. Și dacă mai ținem cont și de ce spunea domnul ministru secretar de stat Fedorca la ultima sa intervenție, că activitățile practice să se desfășoare la locul natural, firesc, adică elemente naturale să le vadă în natură, piesele de teatru, piața să o vadă în societate, ar fi și mai bine pentru. De acord cu dumneavoastră, dar spunându-mi acest lucru și că se urmărește integrarea lor într-un program în societate, cred că această clasă pregătitoare a trebuit să se prelungească până prin clasa a 12-a, pentru că după aceea se termină. Și sistemul de învățământ care urmează nu prea mai promovează. Numai puțin vreau să vă spun care este opinia mea. Știți că noi cu câțiva ani în urmă am mai discutat despre structurarea învățământului românesc. Până la urmă am acceptat și atunci, în urmă cu câțiva ani de zile, faptul că trebuie să se generalizeze învățământul de 10 clase. Asta este. Este învățământ de 10 clase. Singura deosebire față de învățământul de 10 clase clasic pe care noi îl proiectam atunci când făceam dezbaterea și cu care am fost cu toții de acord, era că se începea din clasa 1 și se termina în clasa 10. Acum se începe de la clasa pregătitoare, se termina în clasa 9, învățământul acesta general și obligatoriu. Elementul de noutate ține de structura programului, de curriculumul disciplinelor de la clasa pregătitoare, care este total diferit și este mai aproape de grădiniță. Însă faptul că a fost adusă la școală clasa pregătitoare are efect nu va crea pozitiv. Probleme, pentru că vreau să revenim și la școala pe care o conduceți, din care faceți parte, la școala generală numărul 6, și să vorbim și despre activitatea dumneavoastră în școală. Nu va crea probleme aducerea copiilor în școală? Nu. Probleme organizatorice, să spunem. Care trebuie să ne pregătim, probleme organizatorice. Da. Evident că am trebuit să pregătim și noi o sală, să o pavazăm pentru nivelul copiilor. A fost oarecare întârziere cu primirea materialelor, pentru că materialul didactic a trebuit să vină de la pe filiera Ministerului, să contractăm prin licitații electronice și să ne vină pe filiera Ministerului. Unele au venit foarte târziu, chiar săptămâna trecută am primit materiale. Dar lucrurile sunt pe cale să se îndrepte, astfel încât de anul viitor credem că nu vor mai fi niciun fel de probleme. Spuneam că vreau să revenim la școala numărul 6 Savin Popescu. Este o școală de cartier, proiectată să fie ca o școală de cartier, pentru că a fost construită în perioada când se construia podul Prieteniei și muncitorii care erau acolo s-au așezat în acea zonă, au creat o comunitate și atunci pentru copiii lor s-a creat această școală. Dacă stăm să ne gândim, toate școlile sunt școli de cartier, pentru că fiecare deservește un anumit cartier. Da. Dar dumneavoastră ați reușit, și nu dumneavoastră neapărat, cei de față, cadrele didactice ale școlii au reușit să facă din această școală o școală care a dat elevi foarte buni, a avut rezultate foarte bune și s-a integrat de asemenea foarte bine în toate aceste proiecte noi care au apărut după 90 încoace. Aș vrea câteva minute să vorbim și despre școala dumneavoastră și despre ceea ce faceți acolo. Nu putem să nu vorbim despre faptul că această școală are un trecut istoric. E adevărat, construcția primei clădiri a început în 1953, s-a terminat în 1954. Te înfiori așa la gândul că a fost făcută, mă rog, pentru un eveniment istoric, construcția podului Prieteniei de peste Dunăre, și că a fost făcută să deservească nevoile de școlarizare ale copiilor muncitori aduși din toată țara, că așa erau vremurile.
Ulterior, școala s-a tot extins, astfel încât pe lângă școala veche, prima în care acum funcționează Federația Ecologică din școala post-liceală, s-a construit școala nouă. Școala nouă, care este modernă, este una dintre cele mai frumoase școli din oraș, din punct de vedere al distribuirii spațiilor interioare. Am trecut prin toate școlile din oraș, este adevărat că trebuie să mă laud instituția, dar oricine a venit pe acolo a spus cât în afară, copii aveți? Spus. În momentul de față noi avem 365 este de ocupată de la capacitatea ei maximă? Este ocupată la capacitatea ei maximă, lucrăm în două schimburi, cu învățământul primar dimineață, învățământul secundar după amiază. Mai avem clasa pregătitoare de anul acesta și două grupe de a doua șansă. Mai mult decât atât, de câțiva ani de zile, suntem și școală inclusivă. Funcționăm ca școală inclusivă. Da, ar trebui să ne explicați termenul acesta. Cu rezultate pentru copii cu probleme. Pentru toți. Da. Pentru toți, inclusiv pentru copii cu probleme, pe care noi i-am primit și grație strădanei colegelor mele, i-am adus la nivelul învățământului de masă. Așa cum spuneți, am făcut ceva performanță în anii aceștia din urmă, performanță care s-au măsurat la evaluările naționale și, mă rog, pentru care am fost și noi mândri. Dar, așa cum spuneați, ne-am angajat și în proiecte, nu numai în activitatea aceasta didactică, pentru că, la urma urmei, asta este, trebuie să ne angajăm și în o serie de proiecte. De aceea, colega mea, consilier educativ, este aici lângă mine să vă prezinte câteva dintre proiectele în care școala noastră a fost implicată și la care, evident, că am achesat cu toții. Vreau să mă asumez o idee, cu permisiunea dumneavoastră, într-adevăr, aveți dreptate. Perfectă dreptate. Este un colectiv de cadre didactice excepțional. Așa l-am găsit. Când am dus eu acolo calitatea aceasta, în funcția aceasta de director, și niciodată n-am omis să spun acest lucru. Este un colectiv cu pregătire și cu moralitate desăvârșită, colectivul de cadre didactice al școlii numărul 6. Sunt mândru pentru că sunt director. Vă felicit în cazul acesta. Aș vrea să completez și să spun că ne-ați întrebat ce facem noi acolo. În primul rând muncim, dăm viață unei școli care putem spune că nu este o școală imensă, am văzut în altă parte școli foarte mari. Îi dăm viață și încercăm să facem educație. Să fie un avantaj lucrul acesta, că nu sunteți o școală foarte așa mare. Este, așa este. Și încercăm să facem educație. Să creăm oameni, să formăm oameni. Vedeți, asta vreau să vă întreb. Că faceți instrucție, este clar. Este programa de învățământ, un volum de cunoștințe pe care trebuie să-l predați, elevii și-l însușesc și trec la o altă clasă până absolvă ciclul. E vorba de cum se face educația. Noi o să sunteți consilier educativ. Ce face un consilier educativ într-o școală? Oh, multe. Foarte multe, să știți, un consilier educativ. În primul rând, și aș putea spune că la noi, la școală, noi chiar am format o echipă. Pentru că, și nu numai noi doi, toți am format o echipă acolo. Și încercăm să ne coordonăm și să ne canalizăm activitatea spre bine. Încercăm însă să și selectăm. Să știți că zilnic vin activități, propuneri. Ce fel de activități? Dați exemple, așa, ca să ne putem da seama. Pe lângă activitățile obișnuite din totdeauna, activități dedicate zilei naționale, activități dedicate sărbătorilor de iarnă, că toți suntem în această perioadă. Sunt și altele care sunt ocazionale. Am avut anul trecut, de exemplu, am participat la un proiect național, igiena acasă și la școală. De asta vă spuneam, încercăm să și selectăm, pentru că la un moment dat
Vin așa, grămadă. Și nici nu le poți desfășura pe toate, pentru că timpul este limitat, dar încercăm să selectăm ce considerăm că este cel mai bun pentru a educa, pentru educație. Igiena acasă și la școală, chiar titlul îl spune, este un lucru bun pentru copii. S-a desfășurat pe cicluri, pentru învățământul primar și pentru învățământul gimnazial. Au participat copiii cu mare drag. Au adus recipiente pentru cei care erau sponsorii, să spun, ai acestui proiect. Am avut copil care a participat la o formare națională la Sinaia. De acolo a venit cu ceea ce trebuia să facem, cu cunoștințe, văzuse acolo ce trebuie să facem. Avem și acum mascota cu cei de la... Și până la urmă, copiii cu ce au rămas din toată această acțiune? Că asta e cel mai important lucru. Acțiunile se fac, ocaziile vin, acțiunile se fac. Cu ce rămâne copilul e cel mai important? Asta încercăm să selectăm. Faptul că trebuie să fim curați. Apropo de acest proiect, igiena este un lucru esențial pentru noi. Asta am încercat. La 5-8 a fost campanie igiena și activitățile au fost diverse. Dar există și o evaluare după aceea a rezultatului acestor acțiuni? Categoric. Fără o evaluare, este exact ce am vorbit până acum. Merg pe un an, pe doi și pun punct. Nu. Evaluarea trebuie să fie și... Efectele acestor proiecte trebuie să fie în continuare. Am avut cu ani în urmă un proiect Comenius, să fim toleranți, toleranță. Asta era ideea, toleranță. Cred că asta nu este numai acum, asta trebuie tot timpul. Aș putea să o completez pe colega mea, cred că trebuie să reluăm acest tip de proiecte de toleranță, de bună înțelegere, de conviețuire, pentru că din păcate într-o societate impactul, total lipsită de toleranță impactul societății, stresul social pe care trăiesc familiile și pe care evident că îl resimt și copiii măcar prin ricoșeu îi determină pe aceștia să fie din ce în ce mai puțin toleranți, aș spune chiar violenți. Și ați văzut că în ultimul timp ministerul a făcut o prioritate din a controla violența în școli. Este un fapt despre care până la urmă trebuie să vorbim. Este violență de toate natura. Violența în școli este o certitudine și s-au văzut atâtea cazuri. Dar violența în școli nu se naște acolo, nu școala naște violență. Violența pătrunde în școală, din societate. Asta din familie, din societate, absolut. În care trăim. Da? Deci ei au un comportament pe care fie că îl văd în afara școlii sau poate chiar de multe ori în familia lor și vin cu el în școală. Asta am spus, că faptul că violența nu se naște în niciun caz în școală, cu atât mai mult cu cât de la cine să învețe copiii, de la profesori. Nici măcar violența aia în ghilimele care era pe vremuri că mai trăgea profesorul cu o scatoal, că îl mai lua de ureche, de perciuni. Nici măcar acel tip de nici măcar aceea nu mai există. Nu este permis. E clar că ei vin cu violența din societate. Și atunci ce facem în aceste condiții? Că nu cred că rezolvăm noi problema acum discutând noi trei aici, dar... sunt părinți de copii care merg la școală, care sunt școlari și care chiar își fac probleme în privința asta. Să știți că un rol primordial are colaborarea noastră cu familia. Părinții, chiar dacă nu vor să accepte, au un rol extraordinar. Colaborarea cu școala trebuie să fie pe primul loc. Atâta timp cât există o ruptură între părinți și școală, rezultatele sunt zero. Indiferent ce fac eu la școală. O ruptură există, dar indiferent cine ce fac eu la școală, trebuie să fim conștienți să facă primul pas. Trebuie să fim conștienți că toți trebuie să colaborăm. Să știți că noi avem un plan foarte strict în acest sens, în sensul combaterii violenței, suntem și noi partea sistemului și răspundem și noi, cenții Ministerului, de
de a combate violența și de a urmări modul în care se derulează acest fenomen. Noi avem parteneriate cu comunitatea, avem parteneriate cu poliția, avem parteneriate cu jandarmeria pentru a combate sau opri violența din la poarta școlii sau din jurul gardului școlii. După aceea, în interiorul școlii, violența, combaterea violenței revine în sarcina cadrelor didactice. Avem bine organizat serviciul pe școală, avem foarte strict determinate sarcini dirigintelui și la noi, nu știu, nu spun că nu funcționează și în alte școli, dar la noi orice incident este imediat rezolvat cu ajutorul familiei. Dacă s-a întâmplat un caz, o ceartă banală, o trântă între copii, imediat noi am chemat familia și cu document să vină, să semneze, să ia la cunoștință și să, pe viitor să prevină și familia, pentru că să știți că orice am face noi în școală, dacă familia nu susține, nu achesează, pentru că el până a doua zi când vine în școală și urmează acest program, să spunem, educativ, se produce o ruptură. Se produce o ruptură și nu mai poate fi firul acela lejer, liniștit al unui proces educativ cursiv și atunci se rupe. Noi încercăm să legătura să fie foarte strânsă cu familia. Domnul director spunea, avem parteneriate cu poliția, cu jandarmeria, dar până la poarta școlii. În școală, ajung din nou, încercăm să educăm. Hai să ne gândim că totuși poliția și jandarmeria sunt priviți altfel. Impun respect. Da, sunt niște... Și teamă. Da, încercăm să eliminăm acest lucru. Numai că, vedeți, societatea în care trăim, de cele mai multe ori, copilul nu mai este prioritatea numărul unu. Spunem, e frumos pe hârtie, toată lumea, la nivel declarativ, toată lumea spune acest lucru. Copilul este prioritatea numărul unu, dar nu, practic... Nu. Mă bucur că gândiți la fel ca mine, pentru că și eu tot așa cred că pentru tot ceea ce se întâmplă cu copiii noștri, nu ei sunt de vină. Ei s-au născut nevinovați, s-au născut curați, noi i-am învățat ce trebuie să facă, chiar nu neapărat spunându-le, că nu cred eu că există vreun părinte care își îndeamnă copilul să facă rău sau să fie violent sau să facă alte lucruri, dar și prin faptul că nu le-am spus ce trebuie să facă. Prin faptul că nu le-am spus și prin imitare. Copilul imită ceea ce vede în familie, pentru că fiind în primii ani ai formării lui... Se știe lucrul acesta, dacă vrei să vezi ce atmosferă este într-o familie, lasă copiii să se joace liber. Evident. Și atunci îți dai seama ce atmosferă este în familia lor, pentru că ei se comportă așa cum ei văd acasă. Să știți că din punctul acesta de vedere... Vă spuneam și încă o dată vreau să laud pe colegii mei, sunt adevărat psihologi, mai ales colegii învățători, pentru că, vă spun, vin în clasele primare copii de o heterogenitate extremă. Nu poți, chiar dacă ai vrea din mai multe clase să faci una, de, să zicem, să selectezi, nu poți, n-ai cum, sunt extrem, extrem de heterogeni. Asta este și datorită faptului că familiile sunt situate în medii sociale diferite. Acum, noi ca școală de cartier trebuie să ne recunoaștem și limitele. Luăm copii din medii nu de cea mai bună calitate, unor chiar medii promiscuie. Cu ei trebuie să lucrăm. Și de asta spun că sunt fericit că sunt într-un astfel de colectiv. Pentru că, până la urmă, finalitatea actului educativ este remarcabilă. Adică să te situezi pe locul 3 și la română, și la matematică, într-un oraș cu, totuși, cu 10 școli și cu unele considerate de nivel 0, este un lucru remarcabil. Este munca colegilor noștri, este și munca noastră, pentru că suntem alături de ei și evident că fără sprijinul nostru nici ei n-ar reuși. De ce de 23 de ani nu reușim să găsim cele mai bune modalități de a face un sistem educațional
optim, să spunem. De ce nu ne... Tot ne comparăm cu ce e în vest, cu școala din vest, că acolo... Pe noi ce ne împiedică să facem la fel ca ei? De ce nu putem face până la urmă? Dacă ar fi să... Profesori buni, profesori bine pregătiți avem, copii buni avem, ce ne lipsește? De ce nu putem face? Aveți mare dreptate, profesori buni avem. Încă avem profesori buni. Deși lucrurile par a nu mai fi la fel de în regulă ca acum 15-20 de ani. Dar avem, în mare avem profesori buni. Un corp de dascăli peste medie. Să spunem peste medie către elită. Acum, ca să vorbim de școală performantă, evident că în Europa toți ne uităm la școala finlandeză. Școala finlandeză este o școală cu adevărat inclusivă. Adică acolo vine copilul și acolo mănâncă, acolo își face temele, acolo își face orele de curs, acolo își desfășoară cea mai parte din zi și din activitate. Și nu pierde din timpul petrecut cu familia, care are de asemenea un rol important în educarea lui. Să știți că familiei și familiei românești timpul nu-i ajunge. Cu atât mai mult familiilor occidentalilor, care muncesc și ei din greu și foarte serios. Și spuneam de prioritate, copilul în România nu mai e prioritate nici pentru familie. Prioritatea familiei este să supraviețuiască. Părinții să muncească, cei care sunt la limita supraviețuirii, iar cei care au o carieră, de asemenea sunt absorbiți în cea mai parte a timpului de carieră. Și atunci acest gol, acest timp neocupat în școala finlandeză este servit tot de către școală. Și școala finlandeză este puternic susținută de comunitate. Toți ne uităm la sistemul lor de învățământ. Și în general sistemul nordic de învățământ. Și în plus de asta au o continuitate. Este exact ceea ce spunea la început. Continuitate nu există. La 4 ani, la 2 ani, la 1 an, tot timpul la noi sunt experimente, la noi sunt schimbări, tot timpul noi nu avem răbdare să evaluăm, să ajungem la un sfârșit. Da. Noi n-am avut această răbdare. Și toate aceste schimbări se fac pe seama copiilor. Pe seama copiilor și... Poate, pornim chiar de la ceea ce ați spus în prezentare, unii spun că poate proști, alții spun nu e adevărat, nu mai deștepți, fiecare vine cu o altă viziune, fiecare vine cu o altă idee și... Și să știți că... Nu obținem nimic. Uitați-vă, ne uităm la filmele americane, imnul, patriotismul este la loc de cinste, la noi ce este? Da, dar știți că... Au fost ani în care ne-a fost rușine să spunem, nu spun nouă, la modul general, ne iubim patria, să mai spunem o poezie patriotică, să mai spunem ceva. Vedeți că aceste lucruri nu se învață neapărat la orele de curs. Este vorba și de acele activități pe care le aveți educative. Așa este. Voiam să... Pentru că dau un alt exemplu. În afară de manual și oră de educație civică, în care să vii să-i predai teoretic așa tot ce trebuie asta, să învețe și el zice încă ceva de învățat. Da, asta se încearcă prin acel program Săptămâna Altfel. Asta se încearcă acolo. Și să avem elimina altfel, o materie, să zicem... Da, se încearcă foarte... Mulți dintre noi n-am înțeles exact rolul acelei săptămâni. Au fost... ca și pentru clasa pregătitoare, ca și pentru multe altele, comentarii pro și contra. Mulți au spus ce ne trebuie, alții dar nu-i văd eficiența, alții au spus că e foarte bună. Dar una peste alta, asta se încearcă și în acea săptămână. Avem semnat cu o școală din Olt, de exemplu, un proiect, un parteneriat, se numește Sunt Român. Bine, ideea este de a învăța pe românii din Serbia să vorbească limba română. Am văzut acest lucru și pe la întâlnirile noastre ale învățătorilor, pe la congrese, participă români de peste tot. Vreau să vă spun că problemele pe care le ridică românii din alte părți sunt grave. Sunt grave. Dar n-am adus în discuție deloc și finanțarea. Dar n-am rezolvat problemele noastre de aici, dacă să mai ajungem să ne gândim și la cei de din afară până la urmă, dacă e. Dar exact ceea ce spuneam mai înainte,
Și apropo de aceste lucruri care pot fi învățate în afara orelor de curs, prin aceste programe, nu știu, nu mă pricep să zic, alternative, prin și atunci am mai eliberat puțin din acea programă care este extrem de încărcată, pentru că e imposibil la clasa a 5-a un elev să vină la școală la ora 12 și să plece de la școală la ora 6 și știți, spre sfârșit de săptămână. Și cu ghiozdanul doldora de cărți și de caiete și cu o groază de teme pentru acasă, și el atunci ce mai face? Știți cât de greu este de rezolvat această problemă din punct de vedere practic și ce rezistență există la colegii noștri și unor pe bună dreptate. Sunt discipline care în programa și în planul de școlarizare mai au câte o oră pe săptămână și sunt discipline fundamentale. Discipline cum fizica, precum chimia, precum biologia, au ajuns aproape inexistente. Și să știți că... Și se mai pune, și se pune problema noua lege, pentru că, iată, n-am avut deloc de lege. Se pune problema ca în planul de școlarizare 75% să fie trunchi comun și 25% să fie CDS, curriculum la decizia școlii. Adică școala să facă. Școala în acel procent, în acea proporție de 25%, poate să facă activități educative, spuneți, poate să facă activități cu caracter social, poate să facă activități cu caracter ecologic, pentru că la urma urmei ce trebuie să-i deprindem noi pe copii? Să-i deprindem să iubească și să respecte natura, să-i deprindem să fie bun cetățen, să se integreze în societate, nu? Să-i vorbim de educație. Asta este unul din eșecurile școlii românești. Copiii ies din școală niște neadaptați. Ei sunt aruncați în societate, mai ales după ce termină liceul, sunt aruncați în societate și ei habar n-au pe ce lume trăiesc. Ei nu știu nimic, nu știu să interpreteze o lege de care are nevoie, nu știu să citească un contract, de exemplu. Deci sunt lucrurile elementare de care fiecare se lovește la un moment dat. Nu știe să învață 12 ani de matematică, dar nu știe să calculeze o rată dobânzii la bancă. Așa este, așa este și pentru a facilita integrarea lor socială, se face într-adevăr foarte puțin. Adică e cultura civică pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial. De asemenea, se face foarte puțin sau chiar deloc. Cel puțin în învățământul general, și eu vorbesc din experiența proprie a școlii noastre, se face aproape zero pentru educația antreprenorială. Că faptul că sunt ore puține, oamenii, cadrele didactice, sunt nevoite să funcționeze în mai multe școli. Orarul unei școli nu se face numai în funcție de condițiile din școala respectivă. De multe ori trebuie să ții cont și de orarul celorlalte școli, când are cadrul didactic respectiv ziua de lucru în școala ta, și atunci se ajunge la ceea ce spuneați dumneavoastră, să ai într-o oră nu știu câte ore, pentru că și atunci, nu are... Cine are de suferit? Copilul. Și atunci ce spuneam, nu el e copilul, în centrul atenției, este în centrul, nu totul atenție. Se face pentru binele lui, știți, dar el e cel care suferă. Știți, știți ce se încearcă prin noua lege și să sperăm că e adevărat că nu este o lege perfectă, nicio lege nu este perfectă. Se încearcă formarea cadrului didactice pe arii curriculari, astfel încât un cadru didactic să nu mai fie nevoit să umble în 3-4 școli, pentru că eficiența muncii lui este zero. Eu am un coleg care funcționează în 4 școli, nu? Domnul profesor de muzică, nu? În 4 școli. 3-4 școli. Funcționează în 4 școli. A dat seama că aia nu e eficient. Sau de exemplu, dar nici nu te poți sau lega exemplu, afectiv de un loc de muncă, nu te de copii, nu te de poți lega lucru care este esențial un profesor, pentru un profesor didactic. De muzică, gândiți-vă că pentru aceste activități extracurriculare de multe ori este esențial. Pentru un cor, pentru un moment artistic, pentru acest profesor. Așa. Nu are când să facă, să pregătească așa ceva într-o școală. Numai cât am vrea. Numai puțin că mi-am pierdut ideea la jumătate și spuneam că se încearcă formarea profesorului pe arii curriculare, astfel încât profesorul de științe să predea fizica, chimie, biologie. Profesor de matematică să predea matematică, matematică sunt suficiente între școală, într-o școală. Profesorul de, eu știu, de istorie să predea toate disciplinele din area curriculară om și societate. Și așa e mai departe. Așa și atunci
Este posibil, este posibil, Se ia în considerare da, se ia în, se ia în considerare, iar legea prevede chiar acest mod de perfecționare, adică un profesor se poate perfecționa pe un program care se aducă 90 de credite. Deci are obligația să parcurgă o anumită programă care să însemne 90 de credite și să-i permită lui să predea discipline dintr-o ordinarea curriculară. Domnule director, dumneavoastră și colectivului de la școala 6 să aveți oarecare, că în totalitate nu se poate, autonomie să hotărâți ce trebuie în școala dumneavoastră? Pe cine vreți ca profesor în școala dumneavoastră? Sigur. V-ar plăcea lucrul ăsta? Dacă îmi amintesc, eu susțin lucrul acesta de mulți ani și am mai făcut-o chiar și public. Iar profesorii să fie și ei plătiți pentru numărul de ore și de solicitări pe care le are până la urmă? Că până la urmă și să primiți fonduri. Evident că evident, după performanță? Evident că asta ar fi asta pentru că vorbim și de sisteme din altă parte. O lume ideală. Să știți că în sensul descentralizării s-au făcut primii pași, școlile au oarecare autonomie. E adevărat că nu este... Nu o să fie niciodată, de ce spuneați este, dumneavoastră, o oarecare descentralizare totală, nu o să fie, pentru că acolo sus, în ministere, sunt burdușite, doldora de oameni care au pierdut de ani de zile legătura cu școala, poate unii n-au predat în viața lor o oră, dar trebuie să-și păstreze și locurile acolo să existe, și nu? Și să știți că de multe ori ni s-a cerut părerea. Spuneți-vă părerea, comentați. Niciodată nu s-a ținut cont de ceea ce am spus noi. Personal am participat la elaborarea unei metodologii acestei legi. Ce am discutat la acea întâlnire, nimic nu se regăsește în acea metodologie. Pentru că întâlnirea cu dumneavoastră făcea parte dintr-un calendar. Da. Din protocolul care trebuia Știți ce este culmea? La Institutul de Cercetare a Educației, acolo unde se fac cercetări, se elaborează metodologie și planurile școlare, curriculumul pentru discipline respective. La aceste institute, culmea este că sunt, și personal am cunoștințe în acest sens, sunt oameni care nu au predat o oră, terminat facultatea, s-au dus în cercetare, au funcționat numai acolo și nu au venit o oră în contact cu... poate că au făcut practica metodică, 3 ore și au predat la examenul de metodică disciplină la clasă. Vă dați seama că oricât ai fi de bun, teoria nelegată de practică... Da, știți, meseria asta este... e una... vocaționale, una trebuie să, ca să fii cadru didactic, nu trebuie neapărat să ai foarte multe cunoștințe, pentru că le poți dobândi. Adică mă gândesc ca și calificativ, da? Deci le poți dobândi, mai ales că trebuie să citești în permanență și totul se schimbă sau capătă altă formă de predare sau. Dar în primul rând trebuie să știi să spui celorlalți ce știi și tu. Că poți să fii tobă de carte, să fii savant de renume mondial și să nu poți să scoți o vorbă, să tu ești bun în laboratorul tău, acolo unde lucrezi și unde descoperi nu știu ce, dar să nu fii capabil să înveți și pe ceilalți. Să știți că lucrurile par complicate, dar în același timp sunt și extrem de simple. Acum, problema schimbării atitudinii și schimbării modalității de predare cu centrarea pe elev, să știți că îi ușurează extrem de mult sarcina profesorului. Dacă profesorul știe ce trebuie să facă, îl pune pe elev să facă, îl coordonează, îl îndrumă, face activități individuale sau îi grupează pe un anumit nivel de intelectual și le cere un anumit nivel de competență și poate să fie foarte ușor. S-a trecut de la faza învățământului acela reproductiv, când profesorul scria, credeți umblea că tabla, peste mai tot? Credeți? Eu mă îndoiesc. Eu nu spun că tocmai așa asta peste vroiam tot, să spun. Eu spun ce știu că se întâmplă în instituția noastră. Această fază a fost, cel puțin la noi, această fază a fost depășită. Eu am militat în permanență pentru asta și ne-am spus colegilor mei. Este mult, mult mai ușor.
este în avantajul, vă spuneți-l pe elev, să muncească, drumați-l și să gândească, să facă legături, pentru că să știți, pentru că să știți că nici în trecut, în metodica disciplinelor respective, numai că nu se spunea de competențe, dar fiecare obiectiv cerea să fie realizat printr-un verb de acțiune. Nu? De da? Acțiune. Și deci era tot, și să fie măsurabil, era tot cu un fel de competență, numai că nu se numea competență. Deci nu e obiectiv. Acum se spune competență. Și evident că această competență poate fi măsurată. Să știți că profesorii au făcut progrese remarcabile, dar noi am fost biciuiți în această perioadă în permanență să ne formăm. În fiecare an noi am făcut formări. În fiecare an. Dumneavoastră v-ați străduit să vă schimbați. Noile generații care vin, copiii ăștia care se nasc acum și cu ceva timp în urmă, sunt cu totul altfel decât eram noi la vârsta lor, da? Sunteți pregătiți pentru generațiile astea noi, care sunt mult diferite de ce eram noi la care nu mai prin metodele acelea tradiționale pe care le-am... Eu cred că sunt mult prea deștepți copiii de astăzi pentru aceleași metode de predare ca acum 40 de ani. Nu, ar însemna... nu, n-ar fi un lucru bun să renunțăm la ceea ce am învățat până acum. Trebuie să îmbinăm metodele noi cu cele tradiționale. Nu, să nu renunțăm. Gata, astea nu mai sunt bune de astăzi, le-am aruncat, mergem numai pe cele noi. Dar știți, să vă spun acum că... Este foarte adevărat că trebuie copii... să le adaptăm în funcție de nivelul copiilor de astăzi. Practic... Și de fapt, nu se poate învăța bine cu deasila, nu poți să obligi, da? Și când el, săracul copilul ăla, mă gândesc la el, așa cum vă spuneam, se duce la școală cu 15 kg în spate, că are nu știu câte manuale și cărți de-abia care, mai are și o sacoșă cu training-ul și Adidas și pentru sport, sau mai are și blocul de desen sub braț, așa, stă 6 ore la școală, vine acasă, are de rezolvat teme de la pucă noaptea, se trezește și dimineața. Acum spuneți-mi, vine cu drag copilul ăla la școală? Nu, nu cred că vine. Să știți că sunt lucruri paradoxale pe care le-am întâlnit. Noi știm cât să le cerem copiilor și știm cât să le dăm să lucreze acasă. Deci eu când spun asta, nu mă refer la școală, nu mă refer în general, pentru că așa se întâmplă. Da, probabil că și în alte părți se întâmplă fenomenul acesta. Dar să știți că sunt părinți care vin și spun, nu i-ați dat, Doamne, suficient să lucreze. Păi da, domnul director, dar suficient. Părintele acela n-a învățat pedagogie, n-a învățat psihologie. Părintelui acela, pe părintele acela trebuie să-l educăm, să-i spunem că atâta trebuia să primească copilul tău pentru acasă. Am avut astfel de situații. Că auzit el ca la școala, nu știu care, i-a dat 200 de probleme, i-a dat 50 de, nu? Da. Nu? N-au deci fost? Aici nu se făcea carte suficient de multă, că nu le dădeați mult de scris acasă, da? La mine la clasă am avut astfel de discuții. Astfel de discuții, astfel de... Deci iată, pe de o parte, par a fi extrem de implicați în viața școlii părinții, pe de altă parte, când avem probleme. Și am mai observat un lucru... Odată cu schimbarea generațiilor, generația de părinți cu care noi lucrăm acum, iau copiii pe seamă. Lor le acordă credit, lor le acordă încredere. Nu profesorului. Dacă un copil face ceva și un diriginte profesorul ceartă un pic, îi zice acasă, îi spune și vine părintele și să, televiziunea. Și, da, și să, da. Cheamă, să leagă de profesor, de dascăl. Vă dați seama că lucrurile sunt cumva în situația de a scăpa de sub control. Adică, în loc școala să vin, familia să vină alături de școală, să spună, da, dom'le, am înțeles, am luat cunoștință, le iau acasă, au și eu de copil și cer să-l... Da, dar mă gândesc după o astfel de atitudine cu ce rămâne copilul. Rămâne cu... Da, cu ce impresie rămâne el, da?
Că cel de la catedră e unul acolo pe care dacă vine tata ce-i Da, face da, lui, da, da? da, da, Și avem credeți că că... acest copil, mai vine așa cum spuneați dumneavoastră, cu ghiozdan, cu de toate, cu tot ce trebuie și mai merge și acasă și învață? Mă îndoiesc, acela nu mai dă doi bani pe ce are de făcut acasă. Sunt și nedreptăți pe care le resimt copiii, poate să spunem că se mai întâmplă, da? Depinde de asta. Dar părinții trebuie să colaboreze și să se înțeleagă foarte bine cu profesorul, cu învățătorul de la clasă, că împreună au același scop, să educe acel copil. Deși mie mi se pare că interesul mai mare e al familiei, pentru că pe fiecare doare Evident, sufletul de copilul tău, da? evident Prin că mâna mea trece evident că 4 ore pe interesul zi, 4 ani, după care la revedere, asta da. e, dar Evident tu că rămâi cu el toată viața, ca interesul trebuie părinte. să fie al familiei și de altfel cu toții știm că cea mai bună investiție este investiția în copil. Adică pentru că trebuie să faci chiar totul ca Dar să-i mi-ați asiguri adus un aminte de investiție. De ce toate țările dezvoltate în perioadele de criză și perioada de criză pe care nu de mult o traversăm și noi și se pare că nici n-am depășit-o, încă mai avem, nici nu știm ce ne așteaptă, de ce toate țările au investit în educație în această perioadă? Acest lucru ar trebui să-l înțelegem și noi, să investim în primul rând în educație. Nu, dar să ne răspundem de ce au investit. De Pentru că ce au investit în pentru educație? că investiția în educație este investiția în viitor. Pentru că nu e ceva productiv, da? Care să creeze neapărat locuri de muncă sau Păi și salarii mărite. ăsta e motivul pentru care de Nu. multe ori nu se investește în Ăsta e învățământ, motivul, pentru că ăsta e motivul. rezultatele nu sunt acum palpabile, este în timp investiția pe o durată lungă și asta e marea problemă. Și trebuie să privim puțin în istorie. E adevărat că investiția în învățământ este investiția în viitor. Cei care au priceput lucrul acesta sunt acum unde sunt. Să privim către japonezi, să privim către germani, să privim către țările nordice, Da, haideți să vă să spun să privim către... privim și către coreeni, Coreea de Sud, evident, nu cea de Nord, despre care citeam că acolo, în orașele mari, valoarea apartamentelor variază în funcție de școala în apropierea căreia se află apartamentul respectiv. Da? Deci, știind lumea că acolo este o școală bună, valoarea caselor din jurul școlii este mai Da, mare. Deci, probabil vă că e dați vorba seama de... ce valoare are învățământul acolo. Da, Ca și să cât de fie, importantă este cum școala zic, pentru valută societate. Deci nu pentru... e că e mai aproape de restaurantul de fițe după Doroban sau de miezul orașului, Păi da? știți, la noi Unde e școala mai s-au cam bună? inversat valorile. Noi, în scara valorilor la noi este tocmai invers. Școala care ar trebui să fie undeva în centru, să fie pe prima treaptă, cred Și că e pe atunci, ultima treaptă. de ce îi chinuim pe copiii săraci? Că până la urmă în capul lor se sparg toate. Că ei, așa cum spuneam, ei sunt nevinovați. Cu cât școala este totuși un mediu concentraționar, adică ei vin acolo să respecte niște reguli, nu vin chiar să se distreze. Ei vin acolo Dar să n-ar putea să respecte vină să niște se reguli. distreze, să învețe, să se educe. N-ar putea să fie și așa? De ce trebuie să fie neapărat? Există metode alternative de educare și v-am zis, perspectiva este una promițătoare. Adică atunci când cele 20% alocate curriculum de decizia școlii va fi orientat doar către și nu se asigură ore pentru fizică, că nu are profesorul suficient, pentru limbi străine, că nu are profesorul, și să fie dedicate aceste activități din curriculum la decizia școlii, la dispoziția școlii, să fie dedicate activităților alternative, atunci ar fi foarte bine. Numai că noi am zis, dar și am spus și mai devreme, cum se poate rezolva această problemă. Formarea profesorilor pentru arii curriculare. Adică să mai stea un profesor de fizică cu 12 ore și să nu mai știe ce face la anul. Sau un Da, profesor de chimie cu 8 ore într-o dar școală. ar putea fi degradată programa aceasta care și așa e încărcată de multe dintre, cum spuneam, de educația civică. Asta se poate face bine. Religia nu trebuie neapărat să o înveți la o oră de curs la școală. Religia se poate învăța și sub altă formă. Eu să știți că aș putea să-mi pun foarte multă lume în cap. Dar nu vreți. Dar și am să o fac, pentru că de mult țin în mine acest aspect. Eu aș fi fost, dacă aș fi avut cumva posibilitatea să-mi exprim punctul de vedere,
pentru că religia să nu fie disciplină din trunchiul comun. Să fie opțională. Absolut opțională. Religia da. E religie, are statutul ei, are structura ei, are biserică, are comunitate religioasă, are... Și atunci ora aceea pe care o luăm din timpul copilului putea fi folosită pentru altceva, iar în timpul liber sau în acest program alternativ de care vorbeam, putea să fie trecută și noi puteau trecute sunt, foarte noi, multe. Noi, cu atât mai mult cu cât noi nu suntem totuși popoare, nu suntem un popor care habotnic, care, mă rog, prozlăvim. Religia, pe opinia mea, da, vă spun, s-ar putea întâmpla să am... Chiar pe Dumnezeu nu cred că să-l puneți în cap. Nu de la Dumnezeu, de la Sfinții. Religia, eu întotdeauna am crezut că nu trebuie să fie disciplină dintr-un trunchiul comun. Trebuie să fie opțional. Mai sunt pline școlile de cele mai multe de preoți care, mă rog, vin când n-au slujbe, când n-au... Și eficiența muncii. Că până la urmă aici e problema cu eficiența, că dacă ar fi avut eficiență, dar exact ce spuneam, acea evaluare. Deci adoptăm un program, dar îl facem așa. Hai să-l ducem la bun sfârșit, vedem. E bine, nu e bine. Da. Pentru că disciplina se numește educație moral religioasă, ar trebui să se regăsească în moralitate, în etică. Dar vă spun că experiențele pe care le am nu sunt unele foarte fericite. De asta ziceam că mai bine religia să se facă acasă, în sânul familiei și la biserică, acolo unde nu trebuie. Dacă un copil, familia dorește pe copil să-l îndrepte către biserică, poate să-l ducă la slujbe sau la sărbători religioase. Și acasă, în familie, poate să-i însufle spiritul acesta. Pentru că ați văzut în familie americane la ce preț, la ce rang și la ce preț este ridicată religia, dar în familie, nu la școli. Da, trebuie să ne uităm și noi către popoarele civilizate, către cei care fac. Trebuie noi nu suntem islamiști sau musulmani ca să ne... Dar trebuie să existe acea variantă de activități opționale și atunci dacă el vrea și dacă să... dorește, sigur că da, la solicitarea familiei, sigur, nicio să problemă. Se facă clase de opțional de religie, dar religia băgată cu deasila. Nu spui și poate că... Adică să renunți totuși la discipline fundamentale. S-a renunțat, trebuie să se taie de undeva. Da, normal, pentru fiecare sau să renunți la ore de sport. Și ați văzut cât de mare nevoie este de sport și cât de rău stăm. Știți cu sănătatea. Știți ce vreau să... Nu vreau să mi-aduc aminte de vremea când am făcut eu școala, deși mi-aduc cu plăcere aminte de școală și n-am simțit-o ca pe ceva care m-a constrâns sau metodele folosite atunci pe vremea aceea. Dar nu exista școală care să nu aibă cor, care să nu aibă un grup de teatru, care să nu aibă o echipă de handbal sau de basket, da? Și plus că la sfârșitul anului era acea serbare școlară dată de fiecare școală în parte, care era o întrecere. Deci era care mai de care să arate ce poate să facă la o serbare. Nu mi se pare deloc o metodă comunistă lucrul acesta. Pentru că unul din rolurile educației este și aceea de a forma colectivități. Iar colectivitățile se formează tocmai prin activități de genul ăsta, prin acțiuni de colectiv, cor, echipe de dansuri, de sport, de... Da, din păcate au dispărut niște instituții, cum ar fi fost, cum erau șoimic, cum erau pionieri, mai nu s-a pus nimic în loc. Și nici măcar de 20 de ani nu se încearcă.
Nu se încearcă să se pună nimic în loc. Nu, și erau acele recompense chiar pentru aceste activități, pentru cel mai bun participant, pentru sportiv, pentru erau acele recompense separat de premierea la învățătură. Acum nu mai nu sunt putem aceste să lucruri. Dăm la o parte ce a fost tot ca nefiind bun. S-a dat într-adevăr ce n-a fost bun, adică îndoctrinarea politică. Absolut. Și s-a trecut la îndoctrinarea religioasă. Adică s-a scos, nu? Ce făcea atunci, învățăm cu cultura civică de atunci, educația moral-civică, cu educația moral-religioasă. Pentru adică că s-a trecut dintr-o acel copil altă. Trebuie să învețe să trăiască în comunitate. Și cineva dădea un exemplu care mi-a plăcut tare mult și spunea că 1000 de oameni care duce fiecare o cărămidă ca să construiască o biserică, formează o colectivitate și o națiune. 1 milion de oameni, de parlamentari, de oameni politici care dau bani bisericilor în campanii sau pentru voturi, sunt 1 milion de gângănii. E adevărat și s-a văzut ce înseamnă 1 miliard de oameni care pun o cărămidă peste alta și au făcut mare zid chinezesc, care se vede de pe lună. E înfiorător. Asta este. Asta este. Oamenii sunt și gângănii și oameni în același timp. Numai că important este să scoată acea latură. Cine să scoată acea latură? Școala poate să facă lucrul ăsta? Școala încearcă. Școala Dar încearcă. De ce numai să încerce? De ce nu poate? Încearcă din răzputeri. Încearcă din răzputeri. Pentru că singură nu poate, nu? Să știți că școala este reflectarea societății în ultimă instanță. Nu într-o societate mediocră. Și, să vă mai și chiar sub mediocră. Singura recompensă de la aceste activități, de cele mai multe ori, sunt acele diplome. Vai, am participat, am diplomă că am participat nu știu unde. Dacă ne uităm în lege, la un moment dat se tinde spre accesul la liceu pe baza unui portofoliu personal care reprezintă destul din media de a merge la spre un liceu. Acel portofoliu cuprinde aceste diplome, am fost nu știu unde, aducem și copiii exact în situația noastră în care alergăm după hârtii, după diplome, suntem o societate de hârtii, ne-am acoperit în hârtii. De multe ori, hârțogăria aceasta nu ne dă voie, practic, să facem altceva mult mai bun. Și aducem și copiii în aceeași situație, aleargă după diplome și dacă stai să te gândești, la un moment dat, toate concursurile acestea erau pe bani, părinții trebuiau să plătească, deci ne transformăm și copiii în niște vânători de hârtii. Nu trebuie să, dar nu trebuie să ajungem aici. Nu, și nu, totuși nu trebuie să fim împotriva portofoliilor. Nu, categoric nu, dar portofoliul să fie acțiuni adevărate, acțiuni... Nu, mai puțin, pentru că vreau să-mi duc ideea până la capăt. Nu poți să excluzi din portofoliu un premiu la olimpiadă. Nu poți să excluzi din portofoliu un premiu la un concurs absolut, național de absolut, nu știu disciplină de cutare, de cutare. Atunci și alea să fie cu adevărat, nu orice. Pentru că și participarea la aceste concursuri stârnește spiritul de competitivitate. Și îi pregătește pentru viitoarele examene, sunt obișnuiți cu subiecte, cu timpul în care trebuie să se încadreze, cum să-și ordoneze timpul. Eu către colegii mei am avut această pretenție, pentru că se întâmplă și la noi să facem evaluare anuală, să le dăm calificative. Și vin colegii mei, că fiecare este și asta se întâmplă aia, peste tot, nu neapărat la noi la școală. Și vin cu fel de fel, cu 100 de diplome. Am spus, mă aduceți una de olimpiadă și aia face cât toate astea. Sau asta... nici măcar, nu, cum să zic, astea nu fac cât una de aia. Asta vreau să spun, acele diplome să fie diplome cu valoare, nu orice. Dar... Nu poți să excluzi portofoliul, pentru că la urmă oamenii portofoliul trebuie să reflecte întreaga activitate a copilului. E vorba de perspectiva aplicării în totalitate a legii învățământului. Adică trecerea de la învățământul atunci, gimnazial la liceu să se facă în proporție de 70% pe baza portofoliului și a notei obținute a mediilor la teste naționale. Asta să însemne 70% din medie. Și evident că portofoliul are valoarea lui, fără discuții care are valoarea lui. Dar
să fie evaluate cu adevărat diplomele care merită. Adică, nu ai pus la concurs național, măcar la județ, măcar pe oraș, dar ai luat un concurs de disciplină, de la o disciplină, de la o întrecere sportivă, de la... Păi poți să iei acum de pe internet tot ce vrei. Și spui numele pe aia și ai făcut diploma. Se poate. Nu cu așa ceva se face portofoliu. Păi și atunci nu învățăm pe copii că aceste hârtii sunt esențiale? Că nu contează ce ai în spatele lor și că sunt hârtiile? Și mă refer aici, știți foarte bine, la acele diplome. Eu personal... Obținute așa cum au fost obținute și copiii aceia care n-au fost la un curs niciodată, n-au susținut un examen adevărat niciodată să scrii ce trebuie să, așa, vor ajunge să, eu așa spun, vor ajunge să-mi dea mie pensia, da? Cred că nu să mai am pensie până atunci. Eu personal știți foarte bine că noi am mai stat și am și scris când am avut ocazia, eu personal sunt pentru examene. Adică ori și care dintre ciclurile de învățământ să se finalizeze cu examen. Cu examen să se intre la liceu, da. Dar acum vedeți și dumneavoastră. Când se stabilește planul de școlarizare pentru un an școlar, numărul de locuri la liceu este egal cu numărul absolvenților de clasa 1. Prin urmare, ce să mai selectezi? Adică ei toți merg într-un liceu. Nu, și indiferent de nota pe care o obțin. Și indiferent păi unde, de nota, cum avem eficiență, cum avem calitate, dacă nu contează nota pe care o au. Pentru că să cum știți îl că la motivezi, liceu, cum îl motivezi să învețe? Și atunci, pentru că cum îl recompensezi pe cel care a învățat? Până la urmă este una din evaluările spre care ne poate spune unde ne situăm. Absolut. La ce nivel ne situăm? Dar dacă și s-a văzut cu bacalaureatul din ultimii ani la ce nivel ne situăm. Cu bacalaureatul și să știți că și cu... Se vorbește mai puțin de evaluarea națională. O să vorbim altă dată, domnul profesor, pentru că deja am depășit și cu 5 minute. Colegii mei ne-au îngăduit, dar a trecut foarte repede. Numai 30 de secunde să ne mai permită și nouă să transmitem colegilor noștri, părinților, realizatorilor dumneavoastră, pentru că nu știm dacă mai ajungem să mai ne aflăm în această situație. Sărbători fericite, cu veți bine. Mai ajunge, dar nu până în sărbători. Evident, clar. Așa am zis și noi, să le transfacem și noi urările de bine. Vă rog să faceți urările de bine sărbători cu doriți fericite, dumneavoastră. Sărbători fericite, Crăciun fericit și pentru perspectiva anului nou, la mulți ani, cu sănătate și cu pace. Și anul care vine să ne aducă mult mai bine. Așa, rămânem cu speranța mereu. De fiecare sfârșit de an sperăm că următorul va fi mai bun. Să știți că există o maximă elaborată de popor român care spune, dacă n-ai pierdut speranța, n-ai pierdut încă nimic. Încă nimic. Vă mulțumesc că ați fost în această seară aici. Sigur, mai avem multe de discutat și sigur ne vom mai întâlni. Doamnelor și domnilor, punem punct aici întâlnirii din această seară. Vă mulțumesc dacă ați fost alături de noi. Vă aștept săptămâna viitoare. Până atunci, la revedere și numai bine! Bună seara.